Poliția Capitalei a reușit să dea de urma individului care, în urmă cu o săptămână, a furat un videoproiector în valoare de 32.000 de lei de la Teatrul Național București. Bărbatul care nu este angajat al teatrului a vândut mai apoi videoproiectorul cu suma derizorie de 200 de lei. Tânărul a fost plasat în arest preventiv și urmează ca judecătorii să-i decide pedeapsa pentru fapta sa. Doi polițiști aflați în timpul serviciului au dat întâmplător nas în nas cu hoțul proiectorului de la Teatrul Național București. Ofițerii se aflau în zona pieței universității atunci când l-au văzut pe tânărul în vârstă de 26 de ani. Agenții și-au pus semne de întrebare, deoarece semnalmentele celui căruia îi luaseră seama corespundeau cu cele ale persoanei bănuite de comiterea infracțiunii de furt. Polițiștii nu au stat prea mult pe gânduri și l-au ridicat pe suspect. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a fost dus la secția acolo unde și-a recunoscut fapta. Ba mai mult le-a spus polițiștilor că a vândut dispozitivul care în mod normal costa aproape 6500 de euro, cu suma de 200 de lei. Bărbatul acuzat de furt calificat a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, suspectul a fost prezentat instanței de judecată care a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Magistrații urmează să decide care va fi pedepsa definitivă care îi se va aplica bărbatului. Chiar dacă hoțul a vândut videoproiectorul contra unei sume nesemnificative, potrivit poliției, Teatrul Național București și-a recuperat prejudiciul.